Este Nina Săud, Gera Cristina și cu Robert de la naștere, spune. Am născut prematur la 27 de săptămâni, au rămas fără oxigen și de acolo tot. Am înțeles că e vorba de o sumă foarte mare de bani. Da. Care e suma necesară pentru operația lui Robert? Cu transport, cu tot, 60.000 de dolari. Transport, cazare, operații. El are două operații, SDR-ul și operație ortopedică. Care ar fi șansele de vindecare în urma operației? Șansele ar fi de 90%. Deci șansele sunt foarte mari. Sunt foarte mari șansele. Măcar să margă, să joace, să... Aveți speranță că lumea o să fie bună, să zic așa, și darnică, ca să reușiți să-l duceți pe Robert în America? Știți de ce? Pentru că nu prea am apelat. Să zic că m-am dat oamenii m-au sunat pe mine. Deci eu nu știu, nici cu domnul Nășcuț. Eu nu l-am contactat. Dânsul și nu mai fost cazuri, așa, nu știu cum să vă zic, nu mai sunat cineva și mi-a spus că vrea să mă ajute și așa. Am încredere în om. Robert, te întreb pe tine, ce vrei să te faci când o să fii mare și în putere? Bucătar. De ce? Îmi place să fac mâncare. Nu ți-ar fi drag să te faci medic? M-am mai gândit, dar nu cred că e nimeni. Am înțeles că ești un copil silitor la școală. Da. Când o să merg singur? Să mergi și tu. Să mergi. Te-mi faci operația și atunci Dumnezeu te va ajuta și pe mine. Atunci... Uite. Bicicleta. Facem exerciții. Ne pregătim.